Ceva băieții și bine ați venit la un draft absolut senzațional pe canal. Un clip de excepție. Îl avem invitat alături de noi pe Teo. Pe Teuță, ce faci, bosulică? Bă, salut, uite, sunt gata de treabă pe PS5 acum, Viță, că suntem în forță. Suntem pe PS5, stai să arătăm la lume că suntem pe PS5. Dar cum arăt la lume că sunt pe PS5? Uite, acum arăt, fii atent. Stai că i-am dat controlul lui Teo și nu se vede. Uite, acum se vede, suntem pe PS5, băieți, și am un challenge pentru voi. Dacă vă plac clipurile acestea în care eu cu Teo jucăm împreună la draft și el îmi face draftul, iar eu îl fac draftul pe canalul său, la 4200 de like-uri, boom, mai punem încă un episod din această colaborare de senzație. Deci, pariul meu cu voi, nu cred că puteți ajunge la 4200 de like-uri. Nu cred. Acum, dacă ajungeți de seară la 12 la 4200 de like-uri, m-a stopit, că trebuie să ne puneți pe înregistrat, dar în fine. Îmi asum. Cu noaptea în cap, la 2 dimineața suntem aici. Cu noaptea în cap, promisiunea e promisiune. Și de asemenea, avem link în descriere către, era să zic către canalul Teo, e de fapt către canalul Teo, dar e către clipul pe care urmează să-l înregistrăm și acolo în care Uviță-i face draftul lui Teo și în care jucăm, bineînțeles, co-op la draft. Teo, ești gata să dai drumul la draft? Sunt gata și batem tot, fii atent. De asemenea, dacă vrei să cumperi articole sportive de cea mai bună calitate, ghete de fotbal, tricouri, mingi și articole lifestyle, argol.com/ro. Linkul e în descriere. Ai și 10% reducere dacă folosești codul OVI la checkout. Gata, dă-i pe ele. Hai pa, să vedem. Vezi că sunt pe contul principal, okay, aici vezi, okay. Trebuie să câștigăm draft, să facem profit. Hai să facem o echipă forță. O, avem un 4-2-3-1 clasic, un 4-2-3-1 wide. Dar cred că mai bine mergem pe clasic, chiar dacă pierdem wingerii. E un sistem da. Bun, stabil, îl știm foarte bine. Capitano, Neymar! Știi ce trebuie să faci, nu Neymarito. Te bagă, dar wow, nu poți altceva. Cum e să vină asta din primul player pick, direct la capitan? Băi, dar știi că mi se pare mai bun decât Mbappé? Neymar, dar ca tehnică este, spun de clar. Îți spun de ce, în, mai ales dacă îl joci, uite, eu l-am pe Ronaldo și weekend league-ul ăsta l-am avut pe Mbappé. S-a pliat mai bine cuplul Ronaldo-Neymar decât Ronaldo-Mbappé în atac. Uite, Neymar sigur intră aici cam. Vine și Ronaldo, ca să facem o treabă. Hai să vedem. Kane. El a zis că vine, dar poate mai târziu. A zis că vine, dar poate un pic mai târziu. Memphis. Nu merge Memphis pentru că n-are link-uri cu nimeni și așa putem să punem pe Kane pentru link-urile cu Premier League. Da, la Depay era greu. Uite, n-are ce să-ți vină. Poate Mbappé să-ți venit. Da, dar tot n-are link. N-are link, nu știu, să mai știi bine. Că ai multe carduri faine pe multe carduri faine pe Franța. N-ai luat pe ăsta, dar ziceam ai Sanchez, ai Andre Rule Breaker, ai Kylian Mbappé. Sunt câteva carduri faine, să știi. Da, uite, cu Sanchez avea link. Dar hai să da, bineînțeles, este mult mai ușor. Este mult mai ușor de făcut și de rezolvat problema chemistry-ului odată ce mergi pe Premier League. Evident asta. Havers cu Hunter, Bruno cu Engin. Aici ne consultăm, nu știu, adică... Aici aș recomanda Havers un... Ia arătăm puțin ce mai ai. Păi mai avem Royce, Eriksen și Gomez. Dacă l-am pe Gomez... Aș recomanda un Bruno. Este... E mai ok puțin, nu știu, mai fâșneț. Bă, engine-ul îi dă agilitate. Mi se pare că se pliază mai bine. Îi dă agilitate engine-ul, cred că e bun. Tot pe Premier League. În caz de Belea putem să jucăm și CDM la urma urmei. Oh, a venit și din nou Havertz. Ok. Havertz, hai cu el, Premier League. Uite, sunt mijlocași centrali de ofensiv buni în Premier League. Ziyech și el. 80 pace. Ziyech ăsta e cu 5 stele la skill moves. Da, să știi că e bun cu 5 stele la skill moves. Ok. Interesant. Da, cam asta e atacul de Premier League, cu Neymar pe bancă. Hai să sunt de aici de la rezervă. Fii și tu atent, stai că spun o combinație acum. La asta, fii și tu atent. Băieți, voi vedeți în spatele meu, ia stai că dau, schimb camera. Vedeți în spatele meu că e o lumină, Teo nu o vede. Știți care e combinația și povestea luminii din spatele meu? Mădălina vine și face pe bicicletă la mine în studio, avem bicicletă aici. Și de fiecare dată când face pe bicicletă, îmi mută lumina de lângă bicicletă unde este pusă, în mijlocul studioului. Și bineînțeles că de fiecare dată după ce termină de făcut pe bicicletă, nu mută lumina la loc. De obicei, eu o așez înainte de clip. Acum am uitat. O să o mut acum. Ai. Cred că, ia, se vede cred că mai bine acum.
Era pus exact în fața cupelor. Uite, acum se vede mai bine. Superb se vede acum, nu? Așa, suntem pregătiți să continuăm. Îmi cer scuze că te-am întrerupt. Hai să-l luăm pe Kirk. E în plus oricum. Hai să dăm în mijlocaș și defensiv. Deci, uite, Gomez a venit de două ori, avea link verde cu Derun. Casemiro, Witzel, Zakaria. Da, păi... Casemiro, ca în singura variantă. Și poate mai vin de la Real Madrid niște jucători. Că poți la înapărare multe carduri la Liga. Oh, Fabinho, Kanté ăsta e, mă, l-așteptam. Kanté ăla e, mă, nici Kanté. Nu mai stăm la discuție. Kanté care are două link-uri verzi cu jucătorii de la Chelsea. Ia uite-i. Super bine. De altfel... Și acum pică mai jos și ce pică? Pică un Ramos. Ia uite. Da. Și un Varane. Un Varane aici. Ia. Ei, nu-i rău, fii atent că Ramos, nu-i rău, e coloneală. Ramos, fii atent. Oh, da, mă, ia uite-l ultimul, nici nu-l văzut, ești nebun. Senzațional. Hai să-l luăm, că prea e la fix. Ești sigur? Ești sigur? Jimenez are 82 la pace, ești sigur? Bine. Ia, nu! Nu, mă, nu, mă, nu! Nu! Amendi, nu! De unde era? Te mănânc! Stai că poate mai vine o dată. Varane acum. Ramos, mă. Da, de aici. Cum să nu? Cum să nu? Ce să mai ai? Da, mă. Mamă, ce tripletă bombă pe partea aia. Mamă, cum iese apărarea. Jimenez, Ramos. Un fundaș dreapta. Ia să vedem. Sidibe, da. Vezi că ia link, fratele meu. Vezi că... nu e pe Franța, mă. Lala. Na. Nu zic nimic, aici e ce vrei. O să-l iau pe ăsta, care e ancora și physical ok, dar oricum nu cred că rămâne, e destul slab. Hai să ne dăm în poartă, poate vine un Oblak și apoi un alt fundeaș dreapta. Spaniolul? Nu știu, mai bine luăm... Na, ce să faci, ce se face cu ochiul. Luăm Lopez, dar așa că e ok. Că degeaba avem spaniolul. Trebuie să vină un portar la Liga. Sunt atâția portare la Liga, e imposibil. Lunin. Da, a venit Lunin. Da, e paranghelie, dar a venit. Lunin, da. Și ți-a cu Ramos și cred că poți să-l muți pe partea altă. Și să sperăm la un fundaș dreapta din... Pierdem așa. Ar avea 7 și Casemiro și... Ziceam să sperăm la un fundaș dreapta, știi? Da, hai să aia 7 și așa acasă. Da. Wow! Virgil, băi, ești nebun, ce să mai joci, discuți, mă, mâncați și pana. Doamne. Ce ai, bă, ia uite, mă, frate, Van Dijk. Ia uite ce ne complică, bă, ne complică, da, toată păi distracția. Ce facem, mă? Ok, hai să mai luăm jucători de aici, că e complicată cu Virgil. Jimenez poate juca fundaș dreapta și, nu știu, băgăm Van Dijk în centru. Ce să facem? Da. Facem o de asta. Păi poate juca fundaș dreapta, dar cu cine ia Jimenez, fratele meu, fundaș dreapta? Păi, nu, facem primul schimbare. Este francezul, intră Van Dijk. Da. Da, bine, n-are pace-ul perfect, dar e mai bine decât Hai să vedem ce ne mai pică, că mai sunt jucători destui. Da, hai să vedem, poate avem șansă la ceva. Loris, Messi. Messi, Neymar, Van Dijk intră în primul minut, toți trei. Mamă, e rupere. Fii atent ce echipă și să știi că în față nu stăm chiar atât de bine. Ne trebuie un atacant central. Da. Teles. Wow. Teles. Hai și cu el. Teles. Brazilia, nu? Hai mă, cum vârf. Ok. Aici cred că dintre Podens și Dembele îți alegi tu ce vrei tu. Am vist ok. Podens, care agilitate? 95, balans 97. Ce vrea sufletelul tău? Dar oricum nu cred că e util, că avem deja schimbările, cele trei. Neymar, Messi, Van Dijk. Treaba e că ne trebuie vârf sau cam să iasă Kane. Mai avem trei sloturi aici. Cine știe? Poate avem noroc cu Werner, Aguero, Benzema. O să-ți explic eu ce facem după ce începe draftul. Îți luăm pe Aguero, dar major, o rezolvăm, tot lent e, cred că e mai lent decât Kane, pentru că are Hunter Kane. Da, oricum, mai sunt încă două, hai să luăm un fundaș. Poate vine un fundaș cum trebuie. Lodi, Vas... Renan, Lodi care să-l joci, poți să-l joci ori fundaș, nu poți să-l joci fundaș dreapta. Camara, francez,
Mamă. Hmm. Știi ce aș, cum aș gândi eu pe asta, Ioteo? Mă asculți puțin? Ia să vedem. Aș lua Camara și după aceea aș muta toată apărarea pe partea dreaptă. Ia-l pe Camara, ascultă-mă pe mine. Trust me. Iei Camara, scoate fundașul dreapta. Zic eu, așa o gândesc eu. Mută Mendy și schimbă apărarea. Schimbă tu și cantești toată apărarea. De pe parte pe altă. Și îți iei pe Camara în 7 și ai pe Mendy în 7. 6-7, înțelegi ce vreau să fac, ce am făcut aici, nu? Sigur înțelegi. Și așa avem un fundaș stânga bun în 7, un fundaș dreapta care Mendy și în 7 e bun și am rezolvat problema. Ăla pe care l-aveam noi, fundaș dreapta, era slab. Da, dar Van Dijk nu mai intră, deci. Nu prea ai cum să în cât ar sta Virgil băgat acolo? Lasă, mai bine schimbăm un atac. Avem Podence, Neymar, Messi. Da, schimbăm și eu zic la fel. Kane, Havertz și Ziyech. Sau pe mai bine lăsăm Ziyech, care 5 stele la skill moves. Da, are pace. Hai să vedem ce mai pică. Poate ne ajută cineva aici. Tot aștept un sătă bombă din Premier. Te-a rezolvat nimic? Nimeni. Da. Klassen, Aguero pe bancă. Ok. Încă unul, da. A, și portarul trebuie să... Aoleu, stai așa, că l-avem pe Lunin. Trebuie să mă pe Lopez. Ha! Fii atent. Nu e bună. Nu, la urmă urmei suntem obligați să jucăm cu ce avem acolo, cu ăla. Saul. N-a ajunge adversarul la poartă. Oh, ce scoștea. Hai cu Saul, dar e degeaba. Da, avem ceva jucători interesanți. 187. Apărarea e bună, chiar că n-avem portar. Da, apărarea e bună. N-ajungeți de la poartă. Hai să sperăm că n-ajungeți de la poartă, știi? Da, hai să vedem ce o să iasă. O să lungă la fiecare șut pe poartă. Antrenor... Esca Garitano. E pentru Jimenez. Un francez nu-i pe acolo? Nu. Dar avem pentru Jimenez și Mendy. Plus bun, un. Bun, okay, merge okay. Treaba. Hai. Avem full cam, 187. Am scos-o până la capăt, până la urmă. Băi, nu era echipa. Și Messi e bun, Messi cred că o să-l jucăm în spatele vârfului, nu? A, nu, sau Neymar acolo. Fii atent, îți fac eu combinație, lasă-mă să mă gândesc puțin, să analizez situația bine de tot. În primul și în primul rând, acest Kane va trebui să zică, pa, vă pup pe pălărie. Acum noi o să închidem mijlocul Casemiro Kante, bănuiesc că poate nu schimbăm din ăștia. Nu, hai să lăsăm așa. Îți las un stângaș pe partea asta, trust me. Cea mea îmi zice un Neymar. Podence, bandă. Și pe dreapta Podence și asta e toată treaba. Merge. Na, portarul ăla mă seacă. Merge. Deci să fie enervant. N-ajung să de la poartă, băieți. N-ajung să de la poartă. Hai să vedem. Că hai că cer pe încât... timp aici, limită. Jucăm un meci și după aia schimbăm. Puțin, Da. Ca să nu mai scoată, că am mai pățit atâtea ori, gata, m-am învățat numai. Îmi pun timer, îmi pun ceasul să sune. Nu ne mai jucăm. Bun. Suntem bine, suntem pe full. Singura chestie custom. Cu Bruno ăsta. Da, custom. Stai să facem custom. Custom o să fie unul destul de clasic. Ia să vedem. Perfect. Da, am dat, suntem gata, dă-i pe ei. Pa, 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 am pe ei, pe mama lor. Ia să vedem primul adversar. 4-2-2-2. Okay. N-are cine știe ce apărare. Da, plus că e Matic, Sigurdsson, sunt slabi cei doi. Hai că nu e așa ce știi. Măcar atât. Cam altă viață. Just albastru, ți-am dat-o. Hai pe ei! Hai pe ei, pe ei, pe ei, pe ei, pe ei! Puc, puc, puc. Dau și plec și mă duc pe poziție viitoare, nu știu dacă poți. Stai. Vino înapoi. Așa. Acum cât mai merge asta, știi? Este. Neymar! Am mutat portarul, Da, da. Puuu, ce prost sunt! Hai înapoi. Ți-am deschis, ți-am făcut ceva. Da, te aștept și acum ți-am dat. Dar n-am vrut acolo, dar nu mai contează, faci tu ce poți. Driven pe unul de-al tău. A dat-o la cine nu trebuia. Penalti! Stai, mă, nu pot să cred! Dacă mi-a vibrat ăla! Băi, vreau să zic, dar m-am gândit că sunt nesimțit cum se da penalti la așa ceva. Care? Că e FIFA 21. Hai, Oviță! Bat eu? Hai, Oviță, dă-i gol, Oviță! 1-0! E gol! Este! Bă, bine, mă! Bine! Joacă simplu, știi? Da. Joacă foarte simplu el. O să-ți deschid cu Messi și mă vezi și n-ai cum să nu mi-o dai. Și tu du-te cu Neymar, fă ceva. Gata, asta.
Da. Pasează simplu, așa. Uh-huh. E greu să își păcălească adversarul. Du-te fără frică! N-am vrut, băi, n-am vrut acolo, dar bine că s-a dus. Mă aștepți cu Messi, poate? Nu, e bine așa. Bun. Da, nu. Bun tackle, bun tackle. Nu cu camera asta pe scheme. Eu joc cealaltă și da. Stunghiurile puțin diferite. N-ai, bossule, n-ai așa cum. N-ai așa cum. Mamă, bine. Cred că e bună. Nu știu. Da, gol, salut! Messi! Go! Gol, Messi! Nicio șansă n-a avut acolo. Bravo, Messi! N-a avut nicio șansă. Super! Pe stângaciu tot cel mai zău e tati la șut. Messi rupe e, acolo. Pe stângaciu acolo... Ce? Messi în care rupe, n-ai ce să-i faci. Stai chill, bro. Stai chill că era musică pe tine. Ce-a făcut, mă? Ce ai văzut așa ceva? Aoleu. Vezi că e cu de când a pus timp press, fratele meu. De când a pus timp press, uh-huh. Se întâmplă toate bazaconile. Ia, oprești tu și faci tu schema. Stai, mă, cu minte, mă, că nu e chiar așa. Îți deschid. Sau faci ce vrei tu, unde vrei tu. Acum sunt doi. Nu mai poți să faci nimic de când e timp prez, bro. N-ai ce să faci. Eu m-am împăcat cu asta și cu Vada gol și toate cele. Oh, mamă, ce-a dat. Uitați-vă și voi. Ascult Lunin! Lunin e numărul 1! Ce portar! Vezi că e noul pop. Magnifico! Ne acoperi bine, așa e. E mingea noastră. Hai Mendy, să cine acolo. E la față. Oh, nu mai ajut. Ia vezi. Stai. N-ai gol. N-ai ce să mai faci asta. De la un. N-am ce să mai faci. Băi, repriza a doua a fost a lui până acum, n-am ce să facem. Păi a fost impres, bro. N-ai ce să mai faci când îți spune impres. S-a terminat pe toată povestea. Ia uite-mă. Hai mă, pe bune. Hai meci, hai cu victoria, mă. Hai cu victoria. Fluieră ref. Gata, bine, victorie. Bine, mă, hai cu victoria. Băi, mai greu decât părea. GG, teuță. Mai greu decât părea 2-1 la limită, dar victorie. Mergem mai departe. Putem să încercăm un Bruno în loc de Casemiro. Casemiro mi se pare rău. Da, păi ținem mai bine am putea face așa, ca să fim echilibrat. Așa, construim doar cu cei 4 rău. Și... cu unii jucători nu da. Știu dacă o să ne iasă. Ia dă-i. Stai să intru. Am dat, suntem ready. Hai pe ei să vedem adversarul cu numărul 2. Ia să vedem. Param. 4-4-2, a? Are pe Bruno inform, Pogba, Walker cu Laporte. Mamă, ce apărare, da. Vezi că apărarea e bombă și la port are și pe Shadow. Și Timo, Messi, Bruno, să vedem dacă schimbă Suarez sau nu, probabil. A pus pauză, Eloi, uite. Premier League Machine Gun, așa îi zice. Full Machine Gun. Hai să facem și noi pe golăneala asta. Deci, așa. Pe Virgil ataca în central, nu? Așa, Bruno acolo. Și zic Neymar cam. Da, mai e bine mai bun Neymar cam. Da, mai bine așa, mai bine. Și unde ești? Te mai trebuie să mai bag un jucător. Podens, Podens. Da. Gata, l-am băgat pe Podens. Butoanele avem făcute, camera avem făcută, suntem pregătiți să câștigăm meciul. Hai să vedem că dăm cu ea afară acum. Are echipă dăm bună. Cu ea afară. Are echipă bună, da. Băi, echipa ca echipa cu fiți jucător bun. Ia să vedem. Aia e. A făcut și schimbări, e belea mare de tot. Ei, stăm acolo, atenți, stăm acolo, bătrânește ce-o fi, o fi. A rămas Suarez. Timo, mamă, ce bine izolare aici, așa e că e a noastră, suntem pe el, nu iertăm nimic, nu așa, Teo, nu așa niciodată. Ia-o mai ușor, ia-o mai calm. Și încearcă să joci fazele de cu risc mai mic. Nu. Salut, ai acasă. Bun asta. Încearcă să joci fazele cu risc mai mic acolo, că e o greșeală mare tot să luăm goluri pe tranziție. Da. Asta a fost golul din tranziție, hai să încercăm să nu mai luăm de astea. Bine de tot.
Încă un, erai pe direcția de sus, trebuia să dai un heel to heel acolo, da, să ții minte, întotdeauna să-ți deschizi unghiul cu heel to heel înainte de shoot în care. Ok, ok. Așa eviți blocajele. Hai pe învăluire mult, o să vin eu pe învăluire cu funda și lateral, o să facem asta manual ca să creăm superioritate, foarte bine așa. Și acum eu îți revin ție aici. Centru? Și tu încerci cu un central, dacă vezi ceva, foarte bine. Ah, iar nu mi-a schema mă de la cameră, uf, dar asta e ideea, a fost foarte bine acolo. Asta ar trebui să încercăm noi. Mă aștepți. Aici facem diferența. Uite aici o faci, aici o faci, aici o faci. Da. Nu! Foul. Dar acolo, ai văzut ce facem. Laterale, acolo îi facem diferența. Hai cântică, hai cântică și noi. Hai că... Nu e cine știe ce adversarul. Îți dau și plec cum ar veni, știi? Nu știu dacă ai timp, dar cred că ai timp și uite așa îl prinde mereu. Nu mai da pe sus, Teo, că eu trebuie să fac o culoare în plus aici și mi-a mult timp ca să pun mingea jos. Dă-o jos. Ia după asta? Te văd. Normal că te văd. Aole, nu, de ce trage? N-are nimic, dar oprește mingea, că ai timp. N-are nimic, hai, n-are nimic, hai că putem. Pasă, simplă? Da, te aștept. Aici facem diferență. Și acum pe centru. Și o să mă vezi cu Neymar cumva. Nu. Îl văd acum pe Neymar. Și ești tu. Da, nu mai. Așa, n-are nimic. O, Doamne, ce tecăl. Las că e foarte bine, las că e foarte bine. Noi suntem, ea noastră și suntem pe el. Ne văd, dar nu-ți dau acolo. Reciclez aici puțin. Izolare Neymar, dăm puțin pe Neymar. Penalti! Budomu! Ce ne mai dă de un arbitru? Hai o viță! Tot Ramos! E gol! Haide-mă cu egalare! Hai mă băieți mă! Hai că, dar am dominat ce-i drept după... Nu neapărat ocazii mari, dar tactic am dominat după golul lui. Am jucat mai calm, s-au mai făcut câteva greșeli, dar au fost greșeli constructive ce-am făcut. Da, el aruncă centrări, cam atât și a intrat prima centrare. De aici golul, dar cred că mai departe avem șanse bune. Tu ești, să nu uiți. Da, exact ce faci acum, eu te aștept la maxim. Nu. E de risc ce ai făcut acolo. Da. Îți asumi riscul care nu s-a calculat, asta e singura treabă. Hai că reușim până la urmă. Tot la centrare vrea? Da, mă, uitați-vă și voi. Vreau să o arunci aici. Altceva nu pot. Ce gol? Nu se poate, a dat autogol al nostru, fratele meu, incredibil, și a dat autogol. Ai văzut? Da. Ia uite și tu așa ceva dacă ai pomenit. Jimenez. Uitați-vă și voi dacă ați pomenit așa ceva, fraților. A inventat ăsta, poate nu știe el. Cred, mă. Noua schemă. Știe pe naiba. Hai mă, ce naiba, ce aveți? Ai. Neymar. O forțez pe centru. Ai, oh, băga bine mă, bravo lui. Era gol. Bun, corner. Da, bostule, bagă. Pe ăsta vreau să-l bătem. Pe Ramos pe scurt, aici. Să stai întotdeauna cu 2 metri în fața aia, îl ia. Acolo, mai, acolo, hai. E bine. O să dai cu capul. Nu. N-a dat. Hai, Mendy, hai Camara. Hai și noi puțin. Nu există. A dat ăsta, mă. A dat Messi? E a noastră aici. Jimenez. Bravo acolo. Bravo, îți deschizi și cu Neymar sau vezi tu ce faci, nu știu. Neymar. Opa. Penalti. Da, clar, absolut. Păi dar noi forțăm să faulteze. Ai, i-a dat la cana. Cana Giambe, hai, tu ești Teo. Eu bat. Hai. Hai, mă. Bineînțeles că ratez. Îți dau tot aici pe scurt. Vezi unde am bătut. Hai, Ramosic! Bară la noi, normal. Autogol. Da. Ce pot să mai zic? Ceva neșansă aici. Hai să vedem ce facem. Hai, băieți. Bun. Da. Cine? Eu eram? Tu erai, da. Doamne, și eu fugeam cu Messi și ziceam Teo în cap, dă-mi-o, Teo, că sunt liber. Ai. Mă, și Miramon să duce, mă, atâta.
Stai, bă, ăsta fuge și centrează. Da, da, atât, da, nu da, pot da. Să cred. O să fac învăluire, facem ceva pe aici, nu știu. Stai prea mult, e offside. Sau nu e, hai să vedem. Bravo. S-am așezat. Nu, Teo, de unde vrei trasus, să... Nu are nimic, hai. Dar nu mai merge braziliană. Nu mai. Au stricat atât. Față de ce era înainte. Ce? Au stricat atât de schemele. N-am ce să fac acolo unde dai tu. Unde ai în gura lupului. Nu am ce să fac. Nici să mă întorc, nici nimic. Îmi ia pe proroare pe mine. Doamne, prost ești, Ovidiu. Bă, nu pot să cred, Verene, ne va învinge. Nu. Un sfert de oră. Sunt suficient. Neymar. Haide, gol, dă-i gol. O, doamne. N-am, fratele meu, te caut pe Neymar. Pe gaură, ia vezi. Na, ce mă, uite-și tu, ce să joci, frate, așa? N-ai, cu pasă mică, n-ai ce să, pasă mică, și încă una. Și încă una și ne va faulta de ne va rupe cocoșele, am pe cante, n-am unde stau. Nu pot să cred că a făcut intercepția asta acolo. Fii atent, nu se poate. Oh. Da. Da, și s-a dus, băieți, asta e, n-ai ce să faci. 3 la 1. Bă, ce-o lucruri! Nu există mai ceva. Da, hai măcar să fluiere arbitru, că meciul ăsta a fost blestemați. Ciudat! Despre ce vorbim? Ciudat! Golul ăla, autogolul de fapt, și apoi pe contraatac a dat al treilea. Dar eroarea lui Jimenez ne costă totul. Dubios. Da, acolo a fost și bara transversală lui Ramos și ai avut și tu penalti, ai ratat. Da. Au fost multe, asta e, n-a fost cu noi. N-a fost cu noi, băieți. Am dominat, hai să vedem totuși și premiile. Ia să vedem. Ce bag aici? Gold pack-uri. Hai să vedem ce se întâmplă din gold pack-uri. Boss, nu se întâmplă nimic. Eu știu deja că nu se întâmplă nimic. N-am mai văzut, cred că, un knockout din premiile astora. Ai, de o eternitate. O, dar. O eternitate. Băi, da, sunt curios când o să vină un draft în care nu o să mai avem și noi chiar așa, știi, ghinion. Că la urma urmei, e ghinion mare să ratezi penalti, îți dai bară transversală și jucătorul tău să-și dea autogol. Păi, o să... uite, linile verzi. O să ții minte mereu draftul meu 100 la FA 20 când a dat 3 bare și am pierdut. Te-a liniștit, o? Erau alea cu bară, nu se mai întâmpla nimic. Deci ăla rămâne așa în memorie, știi? Hopa! Opa! BCM brazilian. Ah, de ce nu e Alan? Renato. Renato Augusto. Bord, dacă era știu, Alan, mergea poate... super. Poate am făcut acolo vreo 10K din dreptul ăsta. Să nu fie și pe minus. Nu știu, dacă era Alan era super, ieșea pe plus. Dar din păcate pică. Da, colegului din China care nu e la același nivel. Ăsta au fost, băieți, pachetele, nu? Ăsta a fost draftul. Cum ar zice un bun prieten de-al meu, voi nu cred că îl știți, atât s-a putut. Asta am putut să facem, asta este, poate data viitoare o să fie mai bine. Nu uitați, avem link în descriere către clipul pe care îl înregistrăm pe canalul lui Teo. Dacă mai e ceva de zis în încheiere, Teo. Băi, nu uitați de like acolo, dacă susțineți această serie, noi ne luptăm cât putem aici, cop, să facem cât mai multe. Și hai să vedem în următorul draft ce se va întâmpla. Pa, pa!